Eu în această dimineață chiar îmi propun să aflu mult mai multe despre ambrozie, despre alergie la această plantă, cum putem să o contracarăm, dacă e posibil în general și dacă avem posibilitatea să o facem prin metode naturiste sau e nevoie de implicare medicamentoasă. Chiar vreau să aflu dacă poate fi transmisă în mod ereditar alergia la ambrozie sau un alt tip de alergie și să prestăm o atenție mai sporită copiilor, să-i ducem și pe ei la un control. Simptome, cauze și, evident, controlul alergiei la ambrozie. Acesta va fi și subiectul pe care îl voi aborda în cele ce urmează cu medicul alergolog Olesa Nicu. Ea este în legătură directă cu noi chiar acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu probabil fac parte din categoria norocoșilor. Nu sunt alergică la ambrozie. Am pus și pe masă să vadă cei de acasă cum arată ea. Totuși, cât de răspândită, mai întâi de toate vrem să aflăm, este această alergie în Republica Moldova? Deci, în primul rând, vreau să vă felicit că sunteți printre pacienții norocoși. Este în ultimii ani cam o raritate este. Aveți marele noroc și sper să fie așa până la sfârșitul vieții. Deci, practic, problema ambroziei, problema alergiei la ambrozie este extraordinar de importantă și este foarte severă. Pacienții care prezintă așa tip de alergie, așa tip de polinoză, la momentul de față se simt într-adevăr nu bine din cauza că suntem în plin sezon. Această plantă la noi în țară este în proporții extraordinar de mari, deci toate terenurile care nu au fost preventiv îngrijite și nu a fost preventiv eradicată această plantă, acum sunt pline. Atât în oraș, atât în sate, cât și în deci, terenuri lăsate, păduri și așa mai departe. Cât de răspândită este această alergie și, desigur, haideți să facem claritate. Cum deosebim alergia de o răceală banală? Referitor la cât de răspândită, date statistice exacte la noi în Moldova nu sunt, iar dacă ne referim la datele internaționale, păi atunci la nivel european, deci practic 14-15% din întreaga populație europeană suferă de acest tip de alergie și în America, în Statele Unite, cam la fel stau lucrurile, aproximativ 15%, deci este prevalența acestei boli, acestei sensibilizări. Desigur că sunt pacienți care prezintă manifestări clinice nu doar la polenul de ambrozie, dar și la mai multe polenuri, spre exemplu la graminee, și atunci pentru ei situația se complică și mai tare din cauza că ei încep simptomele de la începutul, deci sfârșitul primăverii, începutul verii și acum încep cu ambrozia la sfârșitul verii. Simptomele care m-ați întrebat dumneavoastră referitor la cum deosebim o alergie de o răceală banală, în primul rând intensitatea simptomelor și durata simptomelor. O viroză de obicei va avea, în afară de rinorie, strănut, va avea și febră. Și febră și stare generală alterată și durata este mai scurtă. Pe când alergia, mai ales alergia la ambrozie, durează mult, durează august, deci nu august, dar sfârșitul lui iulie, august, septembrie, până se răcește afară. Deci, practic, durata de polenizare este foarte lungă, respectiv și durata simptomelor este lungă. În așa caz, pacienții cu alergie la polenul de ambrozie prezintă semne clinice variate, dar cel mai des este afectată mucoasa nazală și acești pacienți vor prezenta prurit, blocaj nazal, nu pot respira, mâncărimi nazale foarte evidențiate și strănut foarte, foarte des, strănut în salve, strănut în accese de 15-20 de ori strănută. Mucoasa oculară este foarte afectată, deci avem o conjunctivă hiperemiată, o conjunctivă roșie, avem un disconfort ocular extraordinar de pronunțat și edem al ochilor, deci practic pacienții pot fi și cu ochii inflați. În afară de aceasta, foarte mulți pacienți se plâng de un disconfort oral, deci au o zgârietură în gât și un disconfort că chiar pacienții așa și zic, îmi vine să pun mâna și să mă zgârii, să mă scarp în interior, în adâncul gâtului. Mm-hmm. Sunt pacienți care la sub influența polenului de ambrozie se pot agrava astmul bronșic și ei pot avea tuse și accese de sufocare. Deci practic, pacienții manifestă simptome atât respiratorii superioare, cât și respiratorii inferioare.
Și dacă nu se întreprind măsuri din start, pentru că pacientul are nevoie de un tratament preventiv încă înaintea perioadei de polenizare, după asta, în timpul întregii perioade de polenizare, și dacă lucrurile astea nu sunt făcute și nu se evită expunerea masivă către polenul de ambrozie, păi, într-adevăr, pacienții suferă foarte și foarte mult acum. Care ar fi punctul culminant în dureri și disconfort, dacă vorbim de alergii la ambrozie? Pacienții pot avea un șoc anafilactic, de exemplu, cum se întâmplă adesea și în cazul alergiilor la anumite produse alimentare? Deci, absolut toate problemele alergice, punctul culminant este reacția anafilactică, inclusiv și expunerea masivă către polenul de ambrozie. Desigur că reacția anafilactică este mult mai des întâlnită în alte situații, cum ar fi o condiție când avem pișcături de viespe, pișcături de albine, administrare de medicamente. Deci anafilaxia în așa caz este mult mai frecvent întâlnită, iar dacă generalizăm, orice expunere la polen, orice expunere masivă la polen are și un risc de reacție anafilactică, mai ales când pacientul este polisensibilizat și mai ales când el, în afară de sensibilizarea la ambrozie, spre exemplu, mai are în afară de aceasta și alergii alimentare cu risc înalt de anafilaxie. Apropo, aș vrea să ne spuneți și despre importanța alegerii corecte a preparatelor medicamentoase, pentru că, din păcate, multă lume, fiind foarte sensibilă, optează pentru niște medicamente, iar ulterior își dau seama că nici măcar acestea nu fac față disconfortului. Ce facem în asemenea situații? Deci, neapărat, pacientul are nevoie de asistența medicală. Deci, începând cu medicul de familie și terminând cu medicul specialist alergolog, pacientul are nevoie de o consultație încă înaintea de sezon sau cel puțin deja în plin sezon. Din cauza că medicamente sunt multe și sunt pacienți care fac marea greșeală de a-și pune, chiar voi zice așa cum este la direct, anumite preparate steroide, cu o doză extraordinar de înaltă, care imediat îi scot simptomul, dar pe o perioadă lungă ele sunt foarte și foarte dăunătoare organismului. În așa caz, lucrăm cu preparate care au și efect de a scoate simptomul, dar și un efect minimal de a crea o reacție adversă. Deci sunt preparate antialergice, antihistaminice, care sunt de generația 2, care nu provoacă somnolență, iar dacă evităm... Deci dacă nu ținem cont și de măsurile generale, cum ar fi evitarea expunerii la alergeni, păi un unicul preparat nu va lucra singur. Deci avem nevoie de un tratament complex. Și tratamentul complex se începe cu școlarizarea pacientului și, în primul rând, evitarea alergenului, evitarea expunerii masive. Când venim de afară, când intrăm în casă, avem nevoie de un duș general cu spălarea părului, din cauza că părul captează foarte mult polenul de alergen. Și dacă noi nu vom face acest duș și schimbarea hainelor și spălarea părului, noi practic vom dormi cu acest polen pe noi și vom avea simptome nu doar afară, dar și în casă. Se recomandă aerisirea în orele când polinizarea nu este maximă, dar aici e foarte greu de spus pentru că sunt mulți pacienți care sunt polisensibilizați. Spre exemplu, i-ar putea să fie sensibilizați și la polenul de mucegai, care noaptea mai, nu la polenul de mucegai, dar la mucegai, mă scuzați, așa, care noaptea cantitatea sporilor este mai înaltă și atunci chiar e problematic când se aerisim. Vreau să ne spuneți dacă populația Republicii Moldova a devenit mai responsabilă în momentul adresării la medicul alergolog sau noi mai rămânem cumva captivi în mitul ăsta că lasă-o să treacă, e o răceală, mare treabă, au trăit și părinții și bunicii și n-au avut nevoie de consultații de specialitate. Populația a devenit deja mult mai atentă din cauza că practic fiecare consult medical include și discuția cu uitați că înainte nu a fost lucrul ăsta când am fost noi mici, când au fost părinții noștri mici, nu a fost așa proporții de alergie. Și din cauza aceasta populația este chiar alertă și este chiar atentă și lucrul ăsta este bun. Dar sigur că se întâmplă situații unice când pacientul prea târziu se adresează, prea târziu și simptomele sunt deja extraordinar de pronunțate. Da. Dar, per general, populația deja este mult mai atentă față de problema de sănătate.
Acest lucru poate fi confirmat și de faptul că dumneavoastră deja sunteți la locul de muncă și nu ați reușit să ajungeți în studio, pentru că vizitele pacienților încep foarte dis de dimineață, iar ei au nevoie într-adevăr de atenția medicilor. Eu vă mulțumesc tare mult pentru informații valoroase, pentru timp și desigur lecția a fost învățată. Vă mulțumesc și multă sănătate!